În acest episod continuăm cu desfăcutul PC-urilor, doar că de data asta este mult mai complicat. PC-ul de gaming trebuie desfăcut astăzi ca să scot un SSD și să-i dau o mică curățare, doar că problema e că nu pot să-l scot de aici. Trebuie să rămână pe poziție și uitați-vă cum e montată placa aia video. O să fie fan. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutare și bine ai venit în studio. Eu sunt Flash, iar astăzi continuăm seria de vloguri cu PC-urile. Cum spuneam și în intro, scoatem SSD-ul pe care trebuie să îl dau unui prieten. Am prea multe SSD-uri în PC-ul ăsta de când editam pe el și acum, având în vedere că am mutat tot procesul de editare pe laptop, este totul mult mai simplu și pot să scap de ele să na, nu, nu le mai folosesc. Nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja, iar acestea fiind spuse, hai să vă arăt sculele pe care le folosim astăzi și să ne apucăm de treabă. Prima chestie, șurubelnița de la Noctua, care este undeva pe la 40 de lei și e, sincer, interesantuță. Vârful e foarte bun, nu știu dacă este făcută în Austria la Noctua, este posibil, mai departe avem pensula fără de care nu ne putem face treaba, adică asta e a, esențială când vrei să cureți absolut orice, când vine vorba de electronice, chestii cu butoane sau pale de ventilator, absolut orice, tastaturi, chiar și mouse-uri, pentru că ați văzut că mouse-urile în ziua de azi mai au și găuri, iar a, cea mai importantă chestie, cred, hai că toate sunt importante, a, fiți atenți aici, aspiratorul. <laughs> Hai să ne apucăm de treabă! Ca să ajungem la acel SSD, avem de demontat destul de mult. Și... acest destul de mult înseamnă placa video care e puțin mai complicat montată în PC. După cum vedeți, este pusă vertical pe un bracket special cu o extensie de PCI Express 4.0 și, bineînțeles, prima chestie va fi să desfacem sticlele care trebuie neapărat curățate, care arată foarte nasol cu atâta praf pe ele, iar mai apoi voi scoate placa video, voi scoate placa video cu tot cu suport, pentru că așa se montează cel mai ușor, o voi lăsa pe ventilatoare, sper să am loc și să, na, să, să nu fie o problemă, iar mai apoi voi scoate cablul de extensie uh, din placa de bază care intră în portul de placă video. După chestia asta, teoretic ar trebui să avem acces la SSD, ar trebui să ne apucăm să curățăm placa video care nu are prea mult praf din câte îmi dau eu seama și bineînțeles ventilatoarele pentru că astea adună cel mai mult praf. Cel mai probabil în zilele ce urmează o să scoteu pc de aici o să deconectez firele din spate și așa cu totul o să îl întorc ca să-i curăț și filtrul de dedesubt pentru că ăla este cel care se umple de praf. Aveți reducere la orice comandă pe PC garaj cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Iar acum că am curățat prin împrejurim putem să desfacem rapid aici capacul de sus și mamă hai că ești ușor, pe ăsta o să-l curățăm pe interior, deși nu prea are atât de mult praf. Bineînțeles, sticla din față și sticla laterală. U cât praf e pe asta. Prima parte și cea mai importantă, trebuie să scot alimentarea plăcii video pentru că sunt cablurile care nu ne vor permite să o tragem în afară, dar mai întâi trebuie să opresc curentul de la sursă, că, na, nu vreau să ating ceva și să scurcircuitez ceva cu Munuțele. Apăs de câteva ori pe butonul de power, încercând să golesc condensatoarele de curent, și teoretic a, ar trebui să fim ready. Eu zic că da, în orice caz, putem să băgăm mânuța și să uh, scoatem cablurile de aici, pe care sper să nu le deranjez pentru că sunt puse. mamă știți cât am stat să, să le aranjez. Bine, atunci erau noi și nu erau atât de flexibile, dar acum probabil că și-au luat forma. În orice caz, sper să po se le pun la fel, să arate la fel de bine. 1. Foarte tricky aici pentru că sunt trei cabluri, ia să vedem dacă pot să ridic furtunele. Sunt trei mufe, trei cabluri, toate lipite unul de celălalt și da, e, e complicat să baci de degetul și să și le poți trage afară. 2. Aha, hai că iese și al treilea. Și au ieșit. Huh, nice, 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 nice. Aparent în PC-ul ăsta nu e atât de mult praf precum în cel de stream în episodul anterior. Adică acolo puteți să-l să, -l, să -l vedeți și să vedeți cât praf a fost în el. Ăsta e chiar curățel. Următoarea chestie, desfacem astea trei thumbscrews de aici și trebuie să scot placa video și totodată să nici nu cadă. <laughs> puțin cam complicat, dar ne descurcăm. 1. Ia să Opa, deja s-a lăsat. Mamă. 2. Cred că e gata și 3. E destul de greu să montez placa video vertical, mamă, și deja vrea să ia, să nu e bine. Dar o să pun și a doua mână pe ea. Iar acum placa, Ia să vedem. Ar trebui să iasă. O, oh, da. Mamă, și ce poziție am? De ce efectiv e blocată în ceva? E o vorbă, nu știu ați auzit o Trebuie să fi deștept ca să ți dai seama că ești de prost. Nu am scos cablurile HDMI din placa video și vă întrebam de ce nu iese. Bine că n-am tras tare de ea. Aha. Bun. Iar acum, cea mai grea chestie și pe care nici nu am cum să o filmez. Va fi să apăs pe butonul ăsta care îmi dezarmează uh, gheara aia de la portul PCI și ar trebui, aha, hai că a ieșit și acum uh, avem placa video scoasă. Uhuhu, mamă, ce frumoase e. Am curățat placa video și ce credeți că am descoperit? O grămadă de folii pe care eu nici măcar uh, nu le-am dat jos de pe placă pentru că nu știam de ele. Abia acum când au început să îmbătrânească un pic, au început să se vadă și ce pot să zic? Uh, se poate spune că continui unboxing-ul de la RTX 3090 după 3 ani sau de când am placa asta. Cred că sunt vreo 3 ani. Hai că arată nice și mai avem mai avem aici pe partea din față. Ia, fix pe logo ăsta rog. Și probabil că or mai fi și altele, dar nu îmi dau seama ce folii am mai ratat. Cu siguranță am mai ratat. Iar acum să i dăm și în profunzime cu pensula și cu aspiratorul. Și acum că am terminat cu placa video, trebuie să îi dăm aici o curățare frumos și mai apoi să desfacem, să ajungem la SSD. Uite încă o folie, nu pot să cred. Băi, da câte folii de-astea am mai ratat, lol. Wow. Curățarea e cam gata, sincer a fost praf superficial sau cel puțin pe alb, nu se vede atât de bine cum se vede când e pe fundal negru, dar uh, da, ultimele touch ca să zic așa, le facem acum și o să iau o pauză de masă și scoatem SSD-ul că a venit mâncarea și trebuie să mă opresc, că mereu trebuie să intervină ceva. <laughs> bun, 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 am ajuns la partea unde... Trebuia neapărat să ajungem, și anume SSD-ul, și pentru asta o să iau asta. Iar dacă îmi aduc bine aminte, SSD-ul se află chiar uh, aici, sub plăcuța asta, pentru că sus e la principal, iar eu trebuie să-l scot pe uh, cel secundar pe care îl foloseam ca și cash and scratch pentru uh, premier, când editam un premier. Hai să facem ceva cu cablurile astea putem, nu putem, Da, mă rog avem uh, acces suficient, iar șurubelnița dacă vă întrebați ce șurubelniță este, este o uh, șurubelniță dintr-un set Vera la care am făcut unboxing pe canal și este ediție limitată în culorile Japoniei hu uhuh! hai să îi dăm aici uh, și să sperăm că nu o să cadă plăcuța asta peste uh, ventilatoare sau peste ceilalți spini. din câte mi-amintesc șuruburile sunt captive și Uh, N-ar trebui să scape Da, și cred că am și dreptate Cred că mi-amintesc bine Iar, ia, momentul adevărului Hai să vedem S-a dezlipit și 960 EVO, 250 de giga Ăsta este ssd ul cu pricina Ca să zic așa Partea cea mai tristă e că Nu știu ce să pun pe um, Cum se numește? Pe, pe pe hit pe ul ăsta ca să nu se pună praful și să fie eficient și în viitor dacă mai punem încă un SSD aici. Dar, nu știu, poate vin acum repede cu o idee, o, o folie, o, o pungă alimentară, ceva. Hmm. Hai că vedem. Scoatem SSD-ul, văd că nu i-am pus șurub. Nu știu cum de nu i-am pus. De obicei le pun șurub chiar dacă au sistem de de uh, quick release. Da, na, se pare că nu i-am pus și l-am scos și putem să îl dăm pe domnul SSD și să meargă în PC-ul prietenului uh, pe care l-am ajutat cu piesele. Fiți atenți că se face mare inginerie. Uh, am luat o bucată de sac de gunoi și o să o tai cât de cât la dimensiune, aproximativ, nu perfect ca să pot după și să apuc și să o desfac și să o tăiem aici mai frumos. Și vă recomand să faceți la fel pentru că dacă se pune praful pe hit pe doala, nu o să mai facă el contact perfect cu următorul SSD. Ia să vedem. Reușim să-l punem, mamă, și se dezlipește și frumos. Aproape la fix. Iese aici un pic în afară și o să se vadă urât, așa că ar trebui să mai tai un pic din partea asta, bun, perfect și acum pot să uh, o pun la loc și să o și strâng pentru că nu avem ce să punem în locul lui. O să vină la un moment dat aici următorul SSD, dar mai durează nițel uh, până vine pentru că vreau să schimb un pic, de fapt <laughs> vreau să schimb complet configurația uh, de stocare, ca să zic așa pe PC și anume um, vreau să pun un SSD de 1 tera pentru uh, sau chiar de 2 tera pentru sistemul de operare și uh, jocuri și să nu mai fie separate și acela să fie un SSD de viteză foarte mare 7000 de mega pe secundă și, și uh, pentru D că toți avem un D unde stocăm uh, și ținem uh, naiba știe, poze, muzică și alte cele, pe ăla să îl punem de 4 tera, dar tot pe M2, pe PC Express și practic ăla mare o să vin aici și principalul aici sus unde e și hit ul ăsta sănătos, că acolo e răcirea super, super babană și așa va fi configurația și în PC-ul de gaming cât și în cel de stream, deci na. Uh, o să avem de schimbat foarte mult. Chestia uh, e că nu arunc SSD-urile vechi sau nu le vând sau ceva de genul ăsta pentru că uh, ele fiind pe, uh, cum se cheamă, pe SATA, uh, o să le folosesc ca medii de stocare pentru recorderul pe care îl folosesc împreună cu camera deci uh, O să mă ajute super mult că atunci o să pot și să-l folosesc mai mult pentru că o să am Mai multe ssd-uri la dispoziție ca să trag direct în ssd uh, La o calitate mult mai bună filmările din cameră deci uh, E super ok că nu trebuie să mai îmi cumpăr alte ssd-uri le iau pe alea de le am deja în PC și na E um. Win-win, cum ar veni. Iar acum, the next step este în felul următor. Placa video pusă pe ventilatoare și a, mai apoi conectată în placa de bază, în portul PCI. Hai să vedem dacă și reușim să facem asta cumva. Hmm. Mamă! A, da, din nou o să fie un pic dificil. Da, ne descurcăm noi, nu? Sper să nu obușesc sau ceva. Aha... Asta o să fie mai greu. Mamă, foarte greu pentru că nu, nu vrea să intre pe ceiu la locul lui. Chiar greuț, dar o dregem noi, nu? Hai că am reușit, mama, dacă de greu a intrat și este ferm și pe poziție. Iar acum, următorul pas este să ridic placa video și să o bag în sloturile astea de aici, de lângă placă. Ceea ce va fi un pic cam dificil, sincer să fiu. Ia să vedem. Dacă prinde primul șurub și al doilea, practic ar însemna că ea e pe poziție. Oh, și-au prins toate. A fost mai greu să bag mufa pe cei în placa de bază decât să strâng placa video. Sincer să fiu, nu mai țin minte cum am montat-o atunci când am montat-o vertical. Nu, nu pot să-mi dau seama, dar acum o să țin de ea ridicată în sus, o să desfac toate șuruburile pe care le-am strâns cu degetul și o să le strâng cu placa ridicată ca ea să stea cât mai ok pe vertical. Nici n-ar trebui să le strâng foarte tare. Ok, și vă că stă și o să mă uit să vin după birou să mă uit în partea din spate dacă stă cum trebuie, că iarăși e important. Sincer, pare că a intrat unde trebuie, acum, na, doamne ajută. Am aranjat și extensia de PC Express din spate și acum hai să venim cu alimentarea asta și să o clipsăm rând pe rând. Da, iarăși o să fie tricky, pentru că va trebui rând pe rând, dar cumva să intre celelalte mufe jumate când o bagi pe prima, ca altfel nu prea ai cum, mamă și nu văd nimic aici, wow uh, ok, o să țin de placă ca să nu forțez prea tare, prima a intrat acum dacă intră și a doua pe gaură și a treia de asemenea, va fi perfect, dar cam greu să găsești Aha, și a doua a intrat, și a treia, și acum putem să le clipsăm una câte una. Pac. Pac. Și a treia, nu -mi zice că la asta e mai greu decât la celelalte. Aha, toate par să fie clipsate. Ok. Și ho ho ho. Hai să vedem aici cât de aranjate stau cablurile astea și cât de frumos se vede din față, că din față, dar și din spate trebuie să se vadă frumos. Uh, da, sincer să fiu, nu n-am stricat mai nimic. Ceea ce e super bine, sunt destul de destul de aranjate. Urmează să curăț sticlele, conectez înainte HDMI-urile în placă și suntem ready și să vedem cum arată PC-ul curat. <laughs> și ai cu prima sticlă am curățat opa, doar interiorul, exteriorul îl curățăm la final când e pisiu închis. Următoarea, mamă ce îmi place cum vin sticlele pe carcasa asta, super mișto se asamblează sau mă rog se închide și capacul dăm și pe el un pic, nu? Dacă am dat peste tot, cum să nu dăm și pe el? Și cam asta este, guys, hai să vedem momentul adevărului trebuie să, hopa, închidem aici frumos cu șuruburile, dăm on de la sursă și acum să vedem dacă face boom, o să pornim spre dată PC-ul de stream, că altfel PC-ul de gaming nu are display și ha, a pornit, nu face boom, nu nimic. Bă, tata, bă. nice, nice, nice și spiritul pentru că îi dăm aici fâs, 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 fâs și să ștergem sticla asta cu mult spirit pentru că era plină de degete și grăsime de când am scos-o și de la manevrat. Și apropo, vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul Amflex, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un Cico, așa că profitați de el la maxim. Iar acum când se usucă dârele astea de la spirit, ar trebui să arate, mamă, nu că ar trebui să arate, chiar arată mega, da, mega clean. Și o să șterg și luminița asta pe care o folosim aici ca să lumineze interiorul pc pentru că pc nu mai are lumină la interior de când am montat placa video pe um, verticală. După cum vedeți, oprește foarte mult din uh, lumina pe care o scot ventilatoarele astea din uh, uh, față de jos sau mai bine zis nu prea pare ce să o lumineze așa că lumina asta uh, pentru asta am pus aici și wow arată super super bine. Sper că v-a plăcut vlogul ăsta și dacă mai aveți curiozități legate de pc uh, spuneți-mi în comentarii pentru că cu siguranță vă mai face videoclipuri și vă răspund la absolut orice jos acolo o zi cât mai bună și spor la șurubărit.